Vă dați seama că e primul vlog în care chiar vă arăt meseria mea. Am trecut de la de 2 ani de când fac vloguri și prima dată când chiar vă arăt ce se întâmplă în lumea mea, real lume, când nu restaurez cabane și nu mă bag prin beciuri părăsite. Azi suntem chiar în Ținutul Păturenilor. Da. Prima ședință foto care chiar o fac aici în Ținut, cu Miri din Târgu Mureș. Hai că mă uit puțin la ei cum se provocă, prea fain. Ați avut luni ta sâmbătă, așa? E nouă. Da. Camelia și Claudiu. Mai e foarte fain și foarte curajos oamenii că vin 250 km numai pentru niște poze, vă dați seama? Și mai și plătesc pentru aia. Așa-i? Oricum, sper să vă placă. O să pun și niște poze la fundal, la finalul filmului sau vlogului, cum vreți voi, cu ședința foto de astăzi. Avem noroc că am prins o soare, nu credeam că o să prinde soare, mai ales pe câte multe ploi au fost. Am noroc cu Adi, fechețe în spatele camerei, că mă filmează profi, în sfârșit am și o filmare bună. Așa-i, Adi? Corect. Bun. Când dai un like la... Bine, să vadă lumea cine ești acolo. Ai canal de YouTube, nu? Este. Vă rog să-l urmăriți pe Adrian Fechete. Cum îi servește canalul? Bună întrebare. Mai știi? Lasă că punem link în descriere. Link la sfârșitul vlogului. Și vom face și câteva cadre chiar în căsuța veche și părăsită. Și eu o să pun și alea în vlog, să le dacă le primim de la domnul Adi. Și chiar vă mulțumesc că ne urmăriți și nu uitați să dați subscribe. Se distrează oamenii. Ce tare, bun! Prima dată când fac o ședință foto de cu o pereche de miri din Târgu Mureș, chiar aici în Ținutul Păturenilor, trebuie să recunoaște că avem ședințe foto. Deci, dragi miri și mămici de miri și de mirese, care mă cunoașteți, asta e meseria mea, fotografia de nuntă. Dacă doriți niște cadre faine, nu mă laud, poate nu o să vă placă stilul meu, dar vă laud eu zonele astea, că sunt superbe. Așa. Și acum du-te către ea. Asta e. Bună dimineața. Vrei cafea? Che scale? Hai încă o dată. Un pic strânt locul. Facem noi altfel. Că te vezi și în oglindă. Ia cafea, bărbate. Dar nu, că mai facem o dată schema. Bună dimineața. Bun, hai să mai încercăm o dată, că când ajungi, tu vreau să te și întorci, știi? Okay, pentru că el vine și peste umărul ei, nu mai văd nimic, știi? Hai că-ți spun eu când, încă nu. Haide. Minunat. Bun. Și când îi dau cafea? Cafea i-a luat, deci ok. Nu contează, important e că n-ai cu ce. Nu am băut din ea. Stai, aia lui, da. Nu contează, dar asta am făcut aici, vreau acum să faci o... Că tu te-ai dus în bucătărie, știi? Și trebuie să faci o cafea. Poți să facă, nu poate așa. Chiar vă rog. Acum facem filmul nunții, e film Miri, care ieri ați văzut îmbrăcați în hainele alea faine, așa-i? Da. Ați dormit bine? Am dormit. Ați apucat să dormiți un pic? Da, căldură. Da, căldură, man, lemnul de foc. Foarte mare. Ari, te ajut? Facem cafea mireasa. Mireasa, mireasa, fac cafea. Hai să vedem ce cafea face mireasa.